Iată, vine un sol de pace. Bună seara, bine ați venit la România au talent. Vitaiu, dobrăho večera. Dobră večera. Cum vă numiți? Mene zvuč Mila. Mila. Povne Ludmila. Ludmila. Și veniți din Ucraina? Ucraina. Cu ce vă ocupați? Care este ocupația dumneavoastră de zi cu zi? Treneruiu dietac. E trener. Bravo, bravo. Și aveți mulți copii sub baghetă? Da, у меня 6 груп по 10-15 человек в группе. И так 4 раза в неделю. Wow. Браво, браво. Дякую. Și luați și bătrâne, adică peste 50 plus, că presim pe cineva aici la masa jurului. Hey, care... Eu mă gândeam dacă luați copii de ăștia la 40, așa. Возраст не важен, важное желание. Mila, mult succes! Scena este a ta, abia aștept să vedem ce știi să faci. Спасибо большое. Спасибо. Давай! Trecutul Milei este marcat de căderi și de renașteri. Campioana Ucrainei la gimnastică ritmică la vârsta de 16 ani a suferit o accidentare severă și a fost nevoită să renunțe. Însă s-a vindecat și a luat-o de la capăt. Apoi, la vârsta de 25 de ani, s-a accidentat la coloană, iar viitorul părea din nou sumbru. S-a ridicat din nou și din nou, cu zâmbetul pe buze. Viitorul este pentru cei puternici, care nu renunță ușor. Ai, ce frumos arată corpul în poziția asta.
vede. Fantastic. Fantastic. Mila a învățat precis ce este durerea și cum să o controleze. Bravo! Astfel a reușit să fie mereu stăpână pe viitorul ei, să-și cunoască limitele și să le înalțe mai sus. Mamă, stare! Toate pentru mâine la superlativ. Făcut, nu căzut din cer. Ce să găsim noi să spunem? Ia. Iată, doamnelor și domnilor! Îți trece și durerea de spate, Bobo. Da. Cuvântul meu. De unde? Că mă doare mai rău acum. Bravo, Mila! Foarte frumos! Ce elemente am văzut acum, nu le-am văzut niciodată. Așa adică, e. Pe lângă faptul că e vorba de echilibristică, l-ai făcut și cu o eleganță și cu o senzualitate, ești din comun. E clar că te pricep, nu știu, presupun că moștenești asta și din familie. Vii dintr-o familie de oameni care au făcut treaba asta sau e o pasiune a ta pe care ai dezvoltat-o efectiv așa dintr-o dată? Нет, я самоучка. То есть я первый раз попробовала кольцо в 2016 году. Это было жутко больно. Я сказала, нет, я не хочу. Но затем семейные обстоятельства просто вынудили меня вернуться, пережить всю эту боль, собраться силами и заниматься воздухом. И потом я реально поняла, как это круто, мне очень это нравится. Это больно, это не тяжело, но это больно. Ну вот даже сейчас, видите, после элемента на пятке есть небольшие... ранения. Ну, на самом деле я не так долго в этом, я всего лишь 3 года занимаюсь, я начала перед карантином, перед короной, то я думаю, у меня все впереди. Есть школа, Клара, aici. Mă rog, nu e numai școală, e și școală, ca să o spun pe aia dreaptă. Și când vine vorba de acrobația din Ucraina, acolo e așa, ori e spectaculos de riscant de ți se taie respirația, ori este atât de grațios de ți se taie respirația, ori ambele la un loc. Aici a fost cazul de față, da, aici e o combinație, sunt ambele la un loc. Ce să zic, e și foarte frumoasă, Mila, să spunem și lucrurile pe nume, că nu e... Așa este. E, și are un zâmbet care n-are cum să nu te frăjească, știi? Și când îl pui în ecuația asta și cu spectacol și cu senzualitate și cu risc, e și școală, dar e și moștenire genetică bună, cred eu. Da, lăsați. Andra? Lăsați, că am înțeles. De asta îmi place mie emisiunea asta atât de mult, că atunci când te uiți la un moment de genul acesta pe YouTube, așa, nu știi povestea din spatele performanței. Spui, wow, ce tare e! Acum am șansa să aflu cât de mult, îmi imaginam cât de mult se lucrează, cât de mult trebuie să muncești pentru o astfel de performanță. Cum să spun, ești un exemplu. Adică tu spunându-ți povestea și oamenii văzând prestația ta care a fost impecabilă, află că nu se poate fără sacrificii, fără foarte multă muncă și pasiune. Te felicit, bravo, fain de tot a fost. Dragoș, mă gândeam la ce a zis acum Mila despre răni și cred că e interesant ca lumea să vadă și să înțeleagă că în momentul de față ea sângerează, la propriu îi curge sânge de la călcâi. Și o chestie, am avut-o, unde locuiam în drumul taberei, era o vecină, doamna Popescu, care a cântat la vioară toată viața. Și știu că de mic copil, de fiecare dată când o vedeam, mă uitam la rănile de aici, de la bărbie. Adevărul e că poate mulți nu mai știu, nu-și dau seama, dar toți artiștii trec prin niște, băi, suferințe, la propriu. Da. Nu poți să ajungi acolo unde a ajuns ea fără chin. Mie mi se pare spectaculos ce ai făcut.
Andra, un vot. Răspunsul meu este da. Pasivă. Dragoș? Da. Andy? Da. Pasivă. Ai 4 de da, Mila, și mergi mai departe în etapa următoare. Pasivă, Belșoas, pasivă. I can hug you. Finally. Finally, the real prize. Yes, but what's happening? It's a difficult element when I do this. Every time, yeah. You see? Am întrebat-o, Diana a zis. Deci la 25 de ani și-a rupt coroana, iată. Doamne ferește. I'm very happy. Ludmila. Thank you. Thank you very Thank much. Thank you, bye bye. Mergem într-o sală de spectacole și vedem niște numere. Extraordinar. Magie, acrobație, canto. Și vedem doar partea frumoasă. Oamenii ar fi bine să înțeleagă că în spatele fiecărui lucru frumos pe care îl face un artist sunt mii și mii de ore de muncă și uneori sânge. Acum, cu fata asta pe scenă, se putea vedea la propriu sângele de pe călcâiul ei. Nu se poate să faci performanță fără muncă. Și cred că românii au talent. Întinde o capcană multora. Văd 3 minute dintr-un număr și cred că toată lumea poate orice. Dar toată lumea poate orice cu muncă și cu dedicație. Și nu în ultimul rând cu sacrificii.